Și Diana Roman, maestru Feng Shui, bună dimineața! Așadar, astăzi vom învăța tehnici de a atrage banii și, în special, cum vom putea construi acasă corabia prosperității. Așadar, cu ce începem? Cum atragem bani? Începem prin setarea intenției, ce anume dorim, ce vrem să rezolvăm, de ce avem nevoie de bani, pentru că este foarte bine să avem în minte o intenție. Adică când vrem bani și cerem bani, trebuie să știm cum să-i cerem, da? Vreau să-mi cumpăr o mașină nouă în următoarele 6 luni, să spunem, sau vreau o casă nouă în anul acesta. Sau vreau deci să plătesc factura pe data de cutare. Deci trebuie să mă gândesc... Rata la bancă. Da, da, trebuie să mă gândesc exact ce anume am nevoie și ce nevoie trebuie să-mi acopere acei bani. Și ai pe grijă urmă... ce cer, că nu știi ce ți se va da. Da, întotdeauna ți se dă dacă ceri corect. Și pe urmă, putem să folosim mai multe metode Feng Shui, dar această corabie a bogăției este foarte amuzantă și este ușor de construit, de aceea m-am gândit să o prezentăm în această zi. Dimineață. Deci avem nevoie de o corabie. Avem nevoie de o corabie, indiferent de model, și ea va simboliza vehiculul care aduce prosperitatea către noi și va fi plasată, evident, în casă. E important, unde mai exact în casă? E important unde o punem. Există mai multe metode. În primul rând, este vorba de locație, de zona din casă unde o punem, și doi, direcția către care direcția dinspre care această corabie vine spre noi. În primul rând, este bine să o punem într-o zonă activă a casei, adică nu în dormitor, ci în living, în dining. Pe urmă, este bine să știm care sunt zonele prospere din casă și ne putem folosi de energiile anuale, de stelele zburătoare anuale, de exemplu în 2018. Steaua 8 a prosperității și bunăstării se află pe zona de sud-est. Putem să așezăm corabia în sud-est, dacă spațiul ne permite, dar trebuie să o și îndreptăm către noi venind dinspre sud-est. Pentru că dacă aceasta ar fi zona de sud-est, ea poate să stea pe sud-est, dar să privească spre nord. Da? Deci trebuie și orientată cu fața către noi, venind dinspre sud-est. Aceasta este recomandarea mea. Dacă nu putem să folosim această metodă, putem să ne determinăm direcțiile personale favorabile, care pot fi găsite pe internet, inclusiv pe site-ul meu, și se calculează în funcție de data de naștere a fiecarei persoane. Bun. Așa, avem corabia, da? Avem corabia și pe urmă începem să lucrăm cu ea ca să o transformăm într-un vehicul al bogăției. Și începem să o decorăm cu diverse simboluri Feng Shui care reprezintă noroc, șansă, prosperitate, oportunitate. Adică tot ce avem aici cum să punem pe corabie. Avem câteva exemple. Aceasta este o amuletă care se numește nod mistic. Acest nod mistic este un simbol puternic în Feng Shui, care are rolul de a îndepărta toate obstacolele, toate greutățile și de a atrage noroc. Da. O pun pe corabie, da? Bun. Așa, hai să o punem așa, să se vadă și către telespectator. Bun, așa, mai departe. Pe urmă, putem să punem un vas al bogăției, care este decorat și el cu un nod mistic, dar mai are în plus câteva monede care aduc noroc financiar. Așa, o poziționăm și pe aceasta aici. Ok. Așa. Ardei? Iute? Da, ardeiul iute îndepărtează ghinionul, atrage noroc și de asemenea are o pepită făcută din cloazone și pepita reprezintă norocul de bani, de bijuterii, de aur. Elefantul în Feng Shui reprezintă succesul, victoria și de asemenea îndepărtează obstacolele. Mai punem și niște bancnote, că văd că avem niște bancnote. Putem să punem și niște bancnote, dar recomandarea mea este să alegem bancnote de valoare mai mare și putem să le rulăm, să le facem ca un sul foarte mic pe care să-l băgăm între pânzele corabiei, sau putem să găsim un sistem prin care să legăm cu niște elastice. Perfect. Mai punem o amuletă. Da. Aceasta este broasca banilor. Este un simbol Feng Shui. Este o creatură mitică care se consideră că pleacă la treabă pentru noi, se duce și seara se întoarce cu bani în gură. Așa. Mai avem aici niște săculeți cu bani, saci cu bani, pe care și pe aceștia îi putem pune pe corabie. Mai punem aici cât mai în mijloc. Okay. Mai punem o bagnotă. Mai punem
niște bănuți, putem să folosim și valută, putem să folosim inclusiv valută care provine din China sau din Asia. De ce? Pentru că în Asia metodele Feng Shui sunt folosite pentru a atrage prosperitatea și, după cum se poate vedea, în ultimii ani țările asiatice au înflorit foarte mult din punct de vedere economic. Deci putem să încercăm să atragem norocul de acolo. De asemenea, putem să mai folosim niște mici monede pe care să le așezăm pe corabie. Acestea sunt, nu știu unde să dau ca să vedeți și voi. Așa, acestea sunt, da? Și le punem la bază, da? La bază, da. O să încerc să le pun așa, ușor să nu cadă. Putem să mai folosim cristale, putem să mai folosim obiecte strălucitoare care seamănă cu diamantele. Acum nu vom încărca foarte tare această corabie pentru că e micuță, dar acasă putem să folosim o corabie mare sau chiar dar mai multe corabii. Nu, că corabii. Eu nu-i problemă. E un lingou de aur? Da, acesta e un lingou. Bun. Așa. Și mai avem un remediu special care se numește Lock Coin și acest remediu ne atrage norocul de speculații, norocul pe care îl, de care avem nevoie ca să jucăm, da. Da, ca să facem investiții. Eu mai pun și bagnote, că avem nevoie și de bagnote, da? Ok. Așa, bun. Aici mai avem cifra 8. Cifra 8 este considerată cea mai norocoasă cifră în perioada actuală, pentru că ne aflăm în perioada lui 8. Aha. Deci vom folosi și acest 8. Bun. Găsim un loc și pentru peștișorul de aur. Cum să nu găsim? Acesta îndeplinește dorințele. Pe lângă faptul că îndeplinește dorințele, în mitologia chineză, acest peștișor se spune că aduce noroc foarte mare în carieră pentru că el poate să înoate în sus, deci contrar cursului apei și de aceea poate să depășească orice obstacol care vine în viața noastră. Mai avem o amuletă cu Yin și Yang. Yin și Yang reprezintă echilibrul între cele două energii din universul nostru, activ-pasiv. Și este bine să folosim acest simbol, pentru că avem nevoie și de agresivitate și de acțiune ca să ne atragem, ca să ne atingem scopurile, dar avem nevoie și de atitudinea meditativă, echilibrată, în care să stăm și să așteptăm rezultatele mentalizării noastre. Putem să mai folosim și o amuletă care reprezintă animalul guvernator al anului curent. Suntem în anul câinelui și pentru că ne interesează să atragem energie în această perioadă, putem să punem și un simbol al câinelui. Așa. Câinele, bun. Aceasta este o amuletă cu harta Bagua, care reprezintă cele 8 direcții și poate să ne aducă noroc din cele 8 direcții ale spațiului și ale universului. Și iată cum creăm un mic univers pe corabia noastră. Mai avem o amuletă cu monede care sunt făcute din jad. Jadul reprezintă o bogăție foarte valoroasă a pământului, este impregnat foarte puternic cu energia pământului și îl vom folosi pentru că, de fapt, energia vine din pământ, precum norocul, șansa. Da. Mai avem niște anteiuți, mai punem unul. Și o amuletă foarte simplă și care este foarte puternică, amuleta cu 3 monede. Poate să arate așa cu șnuruleț. Așa. Sau poate să fie așa o legăturică. Să pun aici, așa sau așa, da? Care ce semnifică? La baza corabiei. Monedele înseamnă noroc general de bani, iar amuleta are și un nod mistic care îndepărtează potențialele obstacole din viața noastră. Bun. Cam așa arată corabia bogăției, corabie care ne aduce prosperitate în casă, câteva amulete, câteva bagnote. Da? Și putem să punem mai multe bancnote, putem să băgăm în fiecare dintre pânzele corabiei câte. Cu cât punem mai multe bancnote, cu atât o să vină mai mulți bani la noi. Da.
Recomandarea mea este ca în locul în care plasăm această corabie să facem curățenie și apoi să ardem uleiuri parfumate, tămâie, da? Tot ceea ce are un miros puternic și elevat și care poate să curețe, să purifice subtil energia din acea zonă. Putem folosi și un bol cântător care prin energia sunetului are capacitatea de a dinamiza și de a atrage șansa în viața noastră. Și recomand tuturor să încerce această metodă, care este simplă, amuzantă și foarte eficientă. Mulțumim foarte mult, Diana. Te găsim pe Facebook, pe Instagram? Pe Facebook, la adresa mea, Diana Roman sau Feng Shui Studio, și de asemenea pe cei care sunt interesați îi invit în acest weekend la un curs minunat despre Feng Shui pentru prosperitate. Deci Diana Roman pe Facebook. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Cu mare drag la Mila Star Matinal. Ne pregătim acum să luăm o